Cantitățile foarte mari de zăpadă care au căzut în ultimele zile în stațiunile de pe Valea Prahovei au provocat foarte multe probleme. Zeci de copaci s-au prăbușit la pământ sub zăpada grea și au afectat atât rețelele de curent electric, gaze, telefonie sau internet. În stațiunea Bușteni, salvamontiștii și angajații inspectoratului pentru situații de urgență au lucrat non-stop pentru îndepărtarea trunchiurilor căzute peste cabluri sau case. Situația a fost complicată, s-a intervenit în mai multe locuri. Sub greutatea zăpezii au cedat foarte mulți arbori, aceștia au deteriorat partea carosabilă a drumului, blocându-l, a deteriorat rețele de apă, a deteriorat rețele de transport gaze, rețele electrice, rețele de telefonie. Intervenția noastră a constat în deblocarea acestora, în îndepărtarea acelor arbori căzuți. În stațiunea Bușteni, sute de localnici au rămas fără curent electric zeci de ore. La Poiana Țapului, mai multe cabluri electrice sau de telefonie fixă au fost puse la pământ de greutatea zăpezii sau de ramurile căzute din copaci. Și la această oră există încă probleme izolate, iar angajații inspectoratului pentru situații de urgență încearcă să le rezolve în cel mai scurt timp. Intervenția noastră a constat în deblocarea acestora, în îndepărtarea acelor arbori căzuți. Încă ne confruntăm cu această problemă, avem arbori încă care sunt proptiți într-un bloc, încercăm să degajăm și această locație. Misiunea este dificilă, având în vedere că nu dispunem de mijloacele tehnice necesare. Problemele cu arborii căzuți peste imobile sau pe străzi au existat și în Sinaia sau Azuga, însă au fost rezolvate destul de repede. Din fericire, traficul rutier pe drumul național 1 în zona Văii Superioare a Prahovei s-a desfășurat în condiții bune, în ciuda faptului că și aici au existat câțiva copaci căzuți pe carosabil.